La noapte, cerul va fi variabil și doar cu totul izolat va mai ninge slab în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, unde pe creste va mai atinge viteze de 80-90 de km pe oră, spulberând zăpada. Iar în prima parte a intervalului, pe spații mici și la cote mai reduse, în nordul Moldovei și vestul Olteniei. Temperaturile minime se vor încadra între minus 7 grade în depresiuni și 3 grade pe litoral. Pe arii restrânse, în zonele joase de relief, se va semna la ceață. Mâine, valorile termice vor fi în scădere ușoară în cea mai mare parte a țării, dar se vor situa în continuare peste mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în regiunile nord-vestice, însă condițiile de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane, îndeosebi pe creste, dar trecător și în extremitatea de nord-est. Temperaturile maxime vor avea valori de la 0 grade în estul Transilvaniei până la 12 grade în sud-vestul extrem. Pe arii restrânse, în zonele joase de relief, dimineață va fi ceață. Pe profilul de sol 0-100 de centimetri, aprovizionarea cu apă în cultura grâului de toamnă va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Deficite de umiditate în sol se vor înregistra izolat în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în centrul Dobrogei. În condițiile agrometeorologice menționate, culturile de toamnă și speciile pomii viticole se vor afla în stadiul de repaus biologic în aproape toată țara. Local, pe fondul temperaturilor maxime mai ridicate, vor fi posibile relori lente și temporare ale proceselor de vegetație ale culturilor de toamnă înființate în epoca optimă, îndeosebi în zonele sudice și estice. Sub aspect fenologic, orzul și grâul de toamnă se vor afla la răsărire, apariția frunzei a treia și înfrățire, starea de vegetație a plantelor fiind în general bună și medie. Ca urmare, lucrările agricole de sezon se vor desfășura pe ansamblu normal, exceptând zilele cu precipitații. Controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă și a elementelor de rod la speciile pomii viticole. Administrarea îngrășămintelor pe bază de azot la culturile de toamnă, precum și a celor organice în vii și livezi.